tu să ia canistre. Pe scot, dracului, mai dă dimineață. Nu mai stai tu mult pe Logano. Îl demonstrezi. Ai schimbat toate alea în fabrica asta, mincinosul, dracului. Mai minți. Să dai pe ce dai, ca să audă și directorul ce zic în fiecare dimineață. Ca să audă. Nu ești în stare, stai dracule acasă. Că erau pregătite, mă, așteaptă, îi spun Valentin, așa se poartă la noi. Îmi zici mie să vin eu cu ce vreau, cu trenul, cu mașina și tu vii cu Loganul, nu? Ai mă, de capul tău. Vedeți ce e în oraș acum? Ai, să te scol de dimineață dacă vrei, Loganul. Extraordinar. Da. Dacă vreți să ajungeți la Ploiești, la Ploiești. Să vă plimbați, puteți să... Să o faceți în afară. Nu, nu vin să vă iau de acasă. Dar ce vrei, mă? De ce țipați acum? Pentru ați venit la muncă ca să ce? Ca să ce? Ca să vă plimbați de la Boldeș la Ploiești, da? Ca să vedeți orașul. Mai lăsați-mă în pace. Dar și ce vrei? Ce vrei, mă, n-ai loc de mine? Știu că n-ai. Asta sunt. Eu cred că ne și hărțuiți de mult pe noi, Corlătești. Pe tine? Da. Pe noi. Pe care noi? Pe nu știu, dumneavoastră, uitați ce e în oraș aici, este blocat. Poftim, ai venit să vezi Ploieștiul, acum vezi Ploieștiul blocat. Da? Păi scoate dracu' de la 3. Da, scoală. De ce nu iei bicicletă și mergi cu bicicletă?